A insistat sau nu Ministerul Educației ca subiectele de la BAC să fie mai ușoare? Surse din cadrul instituției spun că da, iar rezultatele dau apă la moară suspiciunilor. Numiri cu cântec la superagenția care va controla firmele de stat și secretomanie în creștere la Regia Patrimoniului, problemele au ajuns până la Bruxelles și blochează fonduri de 2 miliarde destinate României. Cel mai mare spital de copii din Kiev a fost foarte probabil lovit de o rachetă rusească, așa indică o anchetă a Națiunilor Unite. E marți, 9 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Ministerul Educației respinge răspicat orice fel de amestec în întocmirea subiectelor de la bacalaureat. După publicarea ieri a primelor rezultate, mai multe surse citate de site-ul edupedu.ro au acuzat presiuni asupra grupurilor de experți care au alcătuit probele. Acestora li s-ar fi sugerat să facă subiectele mai ușoare. Vizată e chiar și ministra Educației, Ligia Deca. De altfel, ea a și fost întrebată cum își explică rata foarte bună de promovare într-o conferință pe care a ținut-o împreună cu Marius Avram, șeful Centrului de Evaluare în Educație. Ministrul Educației nu are nicio implicare în ceea ce înseamnă procesul de elaborare a subiectelor. Procesul de elaborare este gestionat de Centrul Național de Politici de Evaluare și colegul meu vă poate da detalii cu privire la acest proces. De asemenea, Comisia Națională gestionează ce înseamnă desfășurarea procesului de evaluare. Permiteți-mi să mărturisesc că și eu am văzut în presă diferite poziții ale cadrelor didactice care indicau mai degrabă un nivel mediu al subiectelor. Nu cred că elevii care au învățat bine au avut o problemă, însă în același timp, dacă ne uităm la cifre, vedem că ele nu sunt în mod semnificativ statistic nici mai bune, nici mai proaste decât în ultimii ani. Deci, din punctul meu de vedere, la nivelul conducerii Ministerului, nu a existat niciodată o interferență cu procesul firesc de elaborare al subiectelor. Să rog pe colegul meu să vi-l detalieze, dacă mi se pare necesar. Chiar e important. Vă rog. Mulțumesc. În niciun caz nu a existat vreo astfel de solicitare din partea cuiva. Subiectele de examen respectă structura pe care noi o postăm în fiecare an la 1 noiembrie, structura care poate fi ușor verificată. De asemenea, aceeași structură este utilizată și în cadrul examenului de simulare, neexistând vreo dificultate mai mică sau mai mare. Au fost modificate grupurile de lucru pentru profesorii de examen? Grupurile de lucru sunt numite prin decizia directorului Centrului Național de Evaluare, nu au fost modificate. Suspiciunile sunt însă întărite de diferența semnificativă dintre rezultatele de la simularea bacalaureatului și cele de la examenul propriu-zis. Raul Bambu a stat de vorbă cu Raluca Pantazi de la site-ul edupedu.ro. Potrivit surselor noastre, potrivit informațiilor confirmate din multiple surse din minister și din afara ministerului, ministrul liberal al educației Ligia Deca le-ar fi cerut prin interpuși profesorilor din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație să le arate subiectele de bacalaureat cu o săptămână înainte de începutul bacalaureatului, unor profesori din rural sau unor profesori care vin din afara centrului și care să le certifice că elevii pot lua 5-ul pentru a nu se mai întâmpla dezastrul de la simulare. Ceea ce a însemnat o presiune directă pe instituția cheie din minister, care concepe toate subiectele de examen, de a coborî nivelul de dificultate al subiectelor la bacalaureat. Se pune problema ca subiectele de anul acesta să fi fost mai ușoare față de subiectele din anii trecuți, astfel încât să putem confirma cumva faptul că această presiune pe care Ligia Deca ar fi pus-o pe cei care concep subiectele pentru examen, într-adevăr să se fi materializat în ceva concret? Deci, odată avem acest subiect al presiunii, doi, întrebarea, o fi reușit, n-o fi reușit? Vedem așa că s-au și dat rezultatele între timp. Aceiași elevi care la simularea bacalaureatului, în pondere de 40%, nu au luat nota 5 la limba română, au reușit la examenul de bacalaureat de săptămâna trecută un salt istoric. Cea mai mare rată de promovare a bacului din ultimii 14 ani. Doar 23,6% dintre absolvenții de liceu prezenți la bac au luat sub 5. E o veste extraordinară și o veste senzațional de bună că după 2 ani de pandemie, după greva de anul trecut a profesorilor care au oprit în mod semnificativ câteva săptămâni predarea, au reușit totuși un astfel de salt în învățare.
este o cosmetizare a realității. Ceea ce vedem pare o calibrare fake a subiectelor. Și ne mințim noi pe noi înșine, însă mințim și statele cu care România are acorduri, cu care suntem în Uniunea Europeană. Să mai spunem că rata de promovare de la evaluarea națională a rămas aproape neschimbată după rezolvarea contestațiilor, a urcat cu doar 0,1%. Peste 27.000 de elevi erau nemulțumiți de mediile pe care le-au obținut. Procentajul mediilor de peste 5 a ajuns astfel la 74,5, cel mai redus din 2020 încoace. Altfel spus, sub acest prag se află peste 39.000 de elevi după 9 ani de școală. Una dintre cele mai mari diferențe de după recorectare s-a consemnat la Focșani. Un elev care luase 3,50 la matematică a fost notat cu 9,75 după contestație. Circa 16.000 de elevi înscriși în clasa 8-a fie nu au terminat-o, fie n-au fost înscriși la evaluarea națională. Comisia Europeană atrage atenția asupra unor numiri suspecte de incompatibilitate și conflict de interese la șefia superagenției care coordonează toate companiile de stat. Potrivit site-ului economedia.ro, desemnarea lui Victor Moraru drept vicepreședinte nu respectă standardele privind transparența și concurența. El a participat la selecția membrilor comisiei care avea să-l numească ulterior în funcție. Lucrase anterior la Secretariatul General al Guvernului. De asemenea, niciunul dintre cei trei șefi ai agenției, Mihai Precup, Victor Moraru și Ciprian Hojda, n-ar avea experiența cerută pentru un astfel de post. Agenția pentru monitorizarea întreprinderilor publice va controla firme cu cifre de afaceri de sute de milioane de euro. Înființarea ei e considerată una dintre reformele neîndeplinite încă de România în cadrul PNRR, ceea ce blochează fonduri de 2 miliarde de euro. O a doua problemă, mai scrie Economedia, e felul în care ar putea să fie desemnați în viitor șefii de la Regia Patrimoniului și Protocolului de Stat. Guvernul ar vrea ca ei să fie numiți doar cu aviz de securitate care să le permită accesul la documente secrete, așa cum se procedează în cazul companiilor din industria de apărare. PNRR nu impune însă o astfel de măsură, iar Regia a funcționat până acum fără acest nivel de secretizare. REA PPS a clasificat însă informațiile despre o vilă din cartierul bucureștean Aviatorilor. Recorder a dezvăluit în februarie că renovarea ei a costat 7 milioane de euro. Ancheta Palatul Împăratului e de găsit pe contul nostru de YouTube și pe recorder.ro. Summitul NATO de la Washington începe astăzi la scurt timp după un atac rusesc cu rachete asupra mai multor orașe din Ucraina. Cel puțin 38 de persoane au fost ucise, iar una dintre ținte a fost un spital de pediatrie din capitala Kiev. Potrivit unei prime anchete făcute de ONU, înregistrările video ale atacului sugerează că racheta care a lovit spitalul nu era una a apărării antiaeriene, ci a armatei ruse. În ciuda dovezilor contrare din ultimii 2 ani și mai bine, Moscova susține că nu ar ataca obiective civile în Ucraina. Pare improbabil ca summitul care marchează al 75-lea an din istoria NATO să aducă și decizia începerii negocierilor de aderare cu Ucraina. Kievul însă va primi ajutor suplimentar din partea aliaților, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Summitul e văzut și drept un test pentru Joe Biden în urma unei prestații neconvingătoare în prima dezbatere de anul acesta cu Donald Trump. Mai mulți politicieni democrați și lideri de opinie din Statele Unite i-au cerut să se retragă din cursa prezidențială. Eurodeputații Partidului Francez Adunarea Națională au intrat în grupul dreptei radicale al premierului Ungariei, Victor Orban. Gruparea devine astfel a treia forță din Parlamentul European, după populari și socialiști. Grupul va avea 84 de membri, cei mai mulți din Franța. El va fi condus chiar de liderul Adunării Naționale, Jordan Bardella. Botezat Patrioți pentru Europa, grupul i-a așteptat să promoveze ideile liderului maghiar, care se opune, între altele, ținerii militare a Ucrainei. O recentă vizită a lui Victor Orban la Moscova a fost calificată drept un cadou pentru Putin, în condițiile în care Ungaria tocmai ce-a preluat președinția semestrială a Uniunii Europene. Grupul conservatori și reformiști, asociat prim-ministrei Italiei, Giorgia Meloni, susține fățiș oficialitățile din Kiev.
La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, piloții Tarom au pus capăt protestului pornit ieri, conducerea companiei afirmă că părțile au ajuns la o înțelegere în privința salariilor. Angajații ar fi obținut 1.500 de euro în plus, care se vor plăti în etape. Schimbările urmează să fie incluse în contractul colectiv de muncă. Tarom a anulat 10 de zboruri ieri către destinații interne sau din străinătate, sute de pasageri au suportat ore întregi de așteptare. Protecția consumatorilor spune că ei vor primi despăgubiri de până la 600 de euro. Trei duminici consecutive de alegeri vor duce la confuzie în rândul electoratului și amenință să reducă transparența cheltuielilor făcute de partide. Așa afirmă mai multe organizații neguvernamentale care se așteaptă la noi schimbări pe grabă ale legislației electorale. Coaliția de guvernământ a stabilit că data primului tur al prezidențialelor va fi 24 noiembrie, o săptămână mai târziu. Târziu, pe 1 decembrie, urmează parlamentarele și după încă o săptămână, pe 8 decembrie, e programat al doilea tur al alegerilor pentru Cotroceni. Asociațiile din coaliția Vot Corect spun că schimbarea legislației ar trebui să se facă în timp util și că alegătorii au nevoie să afle din vreme care sunt regulile, mai ales cele referitoare la locul în care pot vota. Dacă Valea Oltului nu era de ajuns, restricții de circulație intră în vigoare de mâine și pe podul Giurgiuruse, folosit intens în această perioadă de cei care își fac vacanțele în Bulgaria și în Grecia, el se închide parțial. Pe tronsonul bulgar încep lucrări de reparații, e de așteptat ca ele să dureze între 10 și 12 ore în fiecare zi. Într-o primă etapă a lucrărilor, circulația se va restricționa pe sensul de intrare în Bulgaria. Turiștilor care se întorc în țară pe la ruse, li se recomandă să-și pregătească din timp banii pentru taxa de pod, de 2 euro sau de 4 leva, ori să facă plata cu cardul. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând butonul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!